După sărbători, intrăm din nou în cursa pentru corpul perfect și sănătate de fier. În acest sens, ne tentează multe sfaturi pe care le găsim pe internet. Printre ele se numără și postul negru, despre care mulți spun că ne slăbește și chiar ne-ar putea vindeca de anumite boli grave. Unde este adevărul în acest nou trend și cât de sigur este să-l punem în aplicare acasă, ne spune chiar acum Anca Alungulesei, consultant în nutriție. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit și la mulți ani! La mulți ani! Așadar, pentru cei de acasă care poate nu știu, ce înseamnă concret postul negru? Când vine vorba despre postul negru, mai degrabă ar trebui să ne gândim la postul cu apă. Da? Deci postul este o metodă terapeutică care este încă din antichitate și care, practic, din ce în ce mai mult a luat amploare în partea aceasta de vindecare, de regenerare celulară, adică în zona de medicină. Da? Deci postul este cunoscut ca și formă terapeutică pentru suflet, în primul rând, deci pe partea religioasă și spirituală, și din ce în ce mai mulți oameni o pun în practică pe zona de recuperare a sănătății. Însă este foarte important să înțelegem exact ce este postul cu apă sau postul negru, cum mai este denumit. Deci putem să bem apă. Da, cam este obligatoriu apă? Să bem din apă. Din moment ce nu mâncăm, cam câtă apă ar trebui să bem? Ar trebui să bem, cât bem în mod obișnuit sau un mai pic multă? Mai multă apă, da, deci peste 2 litri, 3 litri de apă pe zi, pentru că de undeva trebuie să ne luăm substanțele nutritive, iar corpul și celulele corpului au nevoie de hidratare intensivă. Postul este o perioadă în care practic renunțăm, postul negru sau postul cu apă, renunțăm la hrana solidă, însă este foarte important, în primul rând, să consultăm medicul sau specialistul, terapeutul cu care vrem să ținem acest post, pentru că nu este pentru toată lumea. Observ din practică foarte multe greșeli care se fac și sunt foarte mulți oameni care apelează la postul negru ca și soluție drastică atunci când vor să slăbească. Exact. Nu postul negru este o soluție, ci te poate ajuta pe moment, însă e important să intri într-un stil de viață sănătos și din când în când poți să apelezi și la postul cu apă. Cât este mit și cât adevăr în afirmația postul negru ne îmbunătățește sănătatea? Postul negru, da, ne îmbunătățește sănătatea atunci când este ținut din rațiuni corecte, ca să zic așa, când îi înțelegem sensul și când punem în practică anumiți pași. Și hai să vedem un pic care sunt pașii aceștia. În primul rând, este nevoie de o perioadă de pregătire. Sunt mult mai ușor, pot ține un post negru, de exemplu, persoanele care sunt antrenate. Ce înseamnă să fii antrenat? Adică să fi ținut cel puțin câteva posturi religioase la viața ta, adică postul Paștelui, postul Crăciunului. Adică nu posturi atât de stricte. Exact, adică posturi mai blânde, practic, da? În care ai renunțat la proteina de origine animală, în care ești familiarizat cu ce înseamnă postul pentru organism, în care nu intri în această panică că mor de foame sau că toată ziua te gândești la mâncare, deci nu este numai ceva nou pentru tine, pentru mintea ta și corpul tău. Apoi este destul de ușor pentru persoanele care sunt familiarizate, de exemplu, cu postul intermitent, renunțarea la una din mesele zilei și concentrarea meselor într-un interval orar, într-un interval de 8 ore, de exemplu, și 16 ore pauză de alimente solide, și abia apoi poți să treci la un post de apă pe care poți să-l ții o zi, dacă nu ești antrenat, și 2-3 maxim 3 zile. Persoanele care țin mai mult de 3 zile trebuie să aibă ceva experiență în spate, adică nu vă aruncați. Deci nu este la... ușor de ținut. Nu este ușor și ai nevoie de pregătire. Cumva mi-ați anticipat întrebarea, deci clar nu putem trece de la, de exemplu, de la mesele copioase pe care le-am avut de sărbători, să trecem direct la postul negru. Este o greșeală, este să facem lucrul acesta, pentru că vom resimți la nivel corpului foarte multe stări pe care nu vom ști cum să le gestionăm. Da? De exemplu, dacă ne punem în intenție sau una din rezoluțiile anului este să ținem un post negru sau post cu apă de 3 zile, este bine să știm că de fapt durata lui va fi de 10 zile. Minim, pentru că avem nevoie de o perioadă de pregătire, adică 3-4 până la 5 zile în care reducem consumul de alimente ca și cantitate, eliminăm anumite categorii alimentare care sunt reactive în organism, după care trecem mai mult pe salate, supe, adică consumăm mai mult lichide și mâncăruri ușoare și abia apoi trecem la cele 3 zile de post negru. Și iarăși revenirea este extrem
extrem de importantă. După cele 3 zile nu ne aruncăm în toate felurile de mâncare. Exact. Trebuie să existe un echilibru. Absolut, absolut. Când ar fi ideal să începem postul negru? Ar fi ideal să-l începem odată cu venirea weekendului sau când mergem la serviciu? Ideal este să alocăm aceste zile pentru un post negru sau un post cu apă în perioade mai liniștite ale vieții noastre, adică sub nicio formă într-o perioadă în care suntem super aglomerați, super stresați, avem foarte multe lucruri de rezolvat în exterior. Este foarte important să înțelegem că în perioada în care ne dorim să ținem în post, adică să avem grijă și să bem doar apă, ar trebui să limităm cât mai mult efortul, deci pentru persoanele care fac sport, iată că nu e o perioadă propice să facă și sport în acea perioadă, e nevoie de cât mai multă odihnă, de cât mai mult somn și cât mai multă relaxare. Deci să reducem la atât cât putem factorii aceștia externi de stres. Deși weekendul înseamnă relaxare și puțin și mai multe drumuri către frigider. Deci da, cumva este depinde, greu și în weekend. Da, depinde acum așa de motivația e, dar suntem mai relaxați pentru că nu mergem dacă nu avem nu mergem la job, la serviciu și atunci putem să limităm mai mult factorii exteriori și factorii tentanți totodată. Ar trebui să facem niște analize prealabile și să discutăm cu un medic înainte Absolut. De a lua această decizie? Deci se recomandă decizie. Discuția cu un specialist, cu un medic. Ideal este ca dacă ne dorim să ținem mai multe zile legate de post cu apă, acest post cu apă să fie ținut sub supraveghere medicală sau sub supravegherea unui terapeut. Este bine să avem și o monitorizare a glicemiei, da, pentru a vedea exact cum fluctuează, pentru că stările prin care trece organismul s-ar putea să introducă un pic persoana în panică și este bine să fie monitorizată. Dar rezultatele într-adevăr se văd și nu se văd neapărat în scăderea greutății la nivel de cântar, ci în starea pe care o ai după aceste zile de post cu apă. Dobândești acea claritate mentală, te simți mai liniștit, crește nivelul de energie, se reglează nivelul de insulină din organism, glicemia. Totodată putem să reglăm și grelina, care este hormonul foamei, și leptina, hormonul sațietății. Sunt foarte multe persoane care se confruntă cu această dereglare de grelină și leptină și de aceea apare nevoia constantă și continuă de supraalimentare. Exact. Care ar fi, cine ar fi candidatul perfect pentru a ține post negru? Păi, în primul rând, persoanele sănătoase, persoane care vor să activeze metabolismul, pentru că prin postul cu apă putem să ajungem la o reactivare, o resuscitare a metabolismului. Corpul începe să consume din rezervele interne, implicit grăsime, ceea ce pe foarte mulți interesează, evident, și este foarte sănătos să scădem procentul de grăsime. Este absolut interzis postul cu apă persoanelor, doamnelor care sunt însărcinate sau care alăptează și persoanelor care au probleme cu glicemia, da? Deci diabeticilor. Și totodată o altă categorie, celor care au dezechilibre la nivel de comportament alimentar, deci care suferă de compulsie alimentară, iarăși nu se recomandă postul cu apă pentru că este ceva foarte drastic pentru ei, și persoanelor care momentan sunt foarte stresate. Adică au un nivel de cortizol foarte ridicat. Persoanele în vârstă pot să țină post negru? Sigur, dacă consultă un medic specialist sau un terapeut care este specializat în post cu apă. Pot exista reacții adverse în momentul în care ținem postul negru? Sigur, orice formă prin care noi ne schimbăm drastic de la o zi la alta sau progresiv felul în care ne alimentăm aduce anumite schimbări vizibile, da? Deci stările prin care trece organismul sunt vizibile. Apare o stare de moleșeală, de lipsă de energie la început, pot apărea erupții pe piele, poate apărea o stare ca și cum ești răcit, dar nu ești răcit pentru că corpul începe să se curățe din interior către exterior. Câte zile ar fi ideal să ținem acest post negru? Ideal ar fi să începem cu o zi, da? Deci 24 de ore în care să nu consumăm absolut deloc hrană solidă și doar să ne hidratăm. După ce am testat varianta aceasta cu o zi din când în când, putem să ajungem cu ușurință la 3 zile.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența în jurnal și vă mai așteptăm la noi. Cu tot dragul. Mulțumim.